Iarnă în toată regula la munte, pe Transfăgărășane, stratul de zăpadă atinge chiar și un metru. Atât de multe ninsoare la început de octombrie nu au mai văzut în ultimii ani nici salvamontiștii. 3 zile a durat curățirea drumului, dar acum turiștii se bucură din plin. Au întins o masă ca de Crăciun. Merge? Merge, merge! Pentru turiștii care au ajuns la Bâlea, peisajul este de vis. Comercianții au fost pregătiți cu lopeți, dar și cu vin fiert. Cu ce se pot încălzi turiștii care vin aici? Păi uitați, avem un porumb fiert, un bulz, avem un vin fiert, clărină, brânză de burduf, că se apropie Crăciunul. Printre crestele munților se vede stațiunea montană. Traseul de pe Transfăgărășan abia s-a redeschis. S-a lucrat intens cu utilajele de dezăpezire pentru curățirea drumului. E superb, nu știu, parcă nici nu suntem în țară. E superb. Am schimbat într-o zi două anotimpuri. Nerăbdător să găsim prima zăpadă. Fără bulgări. Fără. De ce? E rece. Am venit de la 17 grade, 18 grade și acum la 0 grade. Trebuie să te obișnuiești. Stratul de zăpadă este de 20 de centimetri, iar acolo unde vântul a viscolit-o, a ajuns și la un metru.